Vă salut, dragi prieteni și vă spun din nou bun venit la emisiunea Vieți schimbate. Suntem împreună în această seară și dorim să descoperim noi lucruri interesante din cuvântul lui Dumnezeu și acele elemente pe care nu le întâlnim în alte discursuri și în alte medii online sau, dacă vorbim de mass media. Aș vrea ca să înțelegem că fiecare dintre noi care căutăm adevărul nu-l găsim acolo unde ne așteptăm. Credem că dacă citim presa, găsim adevărul. Credem că dacă urmărim știrile, găsim adevărul. Credem că dacă ascultăm discursurile politice, găsim adevărul. Credem că dacă ascultăm anumite predici, găsim adevărul. Însă, așa cum demonstrează istoria, întotdeauna adevărul a avut un preț. A avut un preț destul de mare pe care majoritatea oamenilor, fie că vorbim de cei politici sau religioși sau credincioși, nu sunt dispuși să-l plătească. Și mai degrabă sacrifică acel adevăr, cred o minciună drept adevăr, doar ca să-și liniștească conștiința. Istoria este martoră că au existat oameni care au stat în apărarea adevărului, au fost martori ai lui Dumnezeu și au plătit scump pentru el. Mi-aduc aminte acum de oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament, da, vorbim de Noe, care timp de 100 și ceva de ani a fost ridiculizat, vorbim de profeți, vorbim de mari oameni ai lui Dumnezeu care au fost persecutați, unii dintre ei omorâți, pentru că au stat de partea lui Dumnezeu și a adevărului. Noi ne place să ne lăudăm cu adevărul, ne place să credem că păzim adevărul, ne place să credem că suntem martorii lui Dumnezeu. Dar oare chiar așa stă realitatea? Chiar așa este? Policarp, episcopul de Smirna, atunci când a fost amenințat cu moartea, i s-a propus să se lepede de Hristos ca să aibă viață, să fie scăpat. Și cu toate acestea, Policarp, deși avea o vârstă venerabilă, era undeva peste 80 de ani, atunci când i s-a propus târgul acesta să renunțe la Hristos sau să fie martirizat, a spus, cum aș putea să renunț la împăratul meu? Cum aș putea să renunț la Isus Hristos care nu m-a trădat niciodată? Cum aș putea să renunț la credința mea pentru o viață amărâtă, care oricum este pe terminate? Da, dacă ne uităm la Evul Mediu, au fost foarte mulți oameni și grupări de oameni persecutați și omorâți și vânați ca animalele de către biserica oficială de atunci. Dacă vorbim de hugenos, de albigenți, de catari, de grupurile acelea de oameni care au vrut să păstreze credința, care au vrut să se închine potrivit cu înțelegerea pe care o aveau în conștiința și în gândirea lor, Mulți au pierit și au fost omorâți pentru că au vrut să stea în apărarea adevărului. Prețul adevărului este destul de mare și Sfânta Scriptură chiar ne spune: cumpără adevărul și nu-l vinde. Noi trăim într-o epocă în care adevărul se vinde ieftin. Oamenii se vând foarte ieftin pentru niște minciuni. Și ați văzut foarte clar în perioada pandemiei, politicieni vânduți cu tot cu plombe și măsele, jurnaliști la fel vânduți, pastori, predicatori, conducători de biserici vânduți ca să aibă anumite privilegii și anumite avantaje sau ca să nu suporte persecuții și presiune din partea celorlalți, amenzi și așa mai departe. Da? Adevărul a ajuns să fie foarte scump astăzi. Dacă vrei să stai de partea lui, trebuie să știi de la capul locului că vei avea de suferit. Niciodată cei care au stat în apărarea adevărului n-au fost aplaudați. Și ca o ironie neagră, seacă și fără rost, culmea, tocmai cei care aveau nevoie de adevăr și de cei care promovează adevărul îi sacrificau. Pe cei care stăteau în apărarea adevărului doar pentru ca să aibă confortul lor și să nu suporte persecuție și oprobiul mulțimilor. Oamenii spun că își doresc adevărul, dar de fapt nu își doresc adevărul. Spun că vor să se facă dreptate, dar de fapt nu vor să se facă dreptate. Și Până la urmă, vedem că prețul acestui adevăr crește din ce în ce mai mult. Trăim într-o era minciunii, în care, practic, vedem domnia ei peste tot, în politică, în religie, în instituțiile de stat, în economie, peste tot băltește și domnește minciuna. În Sfânta Cartea lui Dumnezeu. Citim despre un om care a stat în apărarea adevărului. Este vorba despre Ilie, care a devenit un simbol al uh, oamenilor lui Dumnezeu care luptă împotriva minciunii și a corupției. Ilie a rămas singur, cel puțin așa credea el, dar așa era și de fapt. Pentru că toți cei șapte mii care nu și-au plecat genunchi în fața lui Bal, nu știa nimeni despre ei nimic. Erau ascunși, erau bine. Poziționați acolo, în fortărețele lor sau în peșterile în care fugeau de Ahab și de Izabela, dar n-au suflat o vorbuliță. Singurul care a luat în piept greutățile și care s-a pus în fața pericolului a fost Ilie. Ceilalți șapte mii au stat bine mersi, s-au închinat lui Dumnezeu în ascuns, au vorbit despre Dumnezeu în ascuns, au fost credincioși lui Dumnezeu în ascuns. Nimeni nu știa că ei există. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă șapte mii ar fi fost alături de Ilie. Ar fi fost revoluție, ar fi fost cu totul și cu totul altceva. Dar nu e nimic nou sub soare, pentru că într-o astfel de societate docilă, tâmpă și tăcută și supusă, trăim și noi astăzi. Mai demonstrează câte unii alții pe aici pe acolo, dar prea puțin în comparație cu miliardele care tac din gură și care nu spun nimic și care acceptă cu jugul, pe gât toate abuzurile și toate nemerniciile propuse de forțele acestea ale răului care și-au acoliții lor în toate păturile și în toate instituțiile. Ilie însă a fost un om al adevărului. S-a dus în fața lui Ahab cu mesajul din partea de Dumnezeu și a zis Viu este Domnul, Dumnezeul Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Și a plecat. A plecat și a lăsat cuvântul acesta. Până să se dezmeticească Ahab, să cheme consiliere, să se consulte cu tante Isabela, să vadă ce prostie a făcut, Ilia a și dispărut. Pentru că nu poți să stai foarte mult dacă ai adevărul și dacă susții adevărul, fără să începi să fii persecutat. Da, și -o ați observat și în perioada aceasta pandemiei cât au fost ridiculizați cei care au avut o altă părere sau o altă voce. Au fost vreo 3-4 care au fost singurele creiere luminate în țara asta, pe care nu -i mai vedem acum pă nicăieri, au dispărut pur și simplu. Poate o să mai apară dacă îi învie iar globaliștii, dar nu mai știm nimic de ei. Ei au fost singurele creiere luminate din țara asta care au dat adevărul, cu ghilimele de rigoare, unei țări întregi. Bineînțeles că nu le-a mers cu românii, că românii sunt foarte șmecheri, sunt învățați că au fost călcați de la romanii încoace, de tot felul de cotropitori și de hoți și acum sunt călcați în picioare. Românii are un stil foarte interesant de a lupta, zic ca tine, fac ca mine. Și exact asta s-a întâmplat și au avut o mare surpriză, deși au fost o cohortă de jurnaliști și de papagali pe la televiziune care ne-au făcut proși în toate felurile. Toți europenii ăștia au ajuns la o concluzie că românii, în mare parte, și cu esticii, încă mai au creier. Și asta este o mare problemă. Și că, de fapt, occidentalii sunt rezolvați, nu mai au creier, nu mai gândesc, pot fi manipulați foarte ușor, dar au o mare problemă cu înapoiații ăștia de români, de bulgari și ăștia care sunt aici, în estul Europei, care încă mai gândesc. Ei, și dacă gândești, ai o mare problemă. Dacă nu zici, da, să trăiți la toată lumea și să rumâna și uh, să execuți ceea ce ți se ordonă fără să gândești, atunci ești în mare pericol. Ilie i-a spus adevărul în fața lui Ahab și a plecat. A trăit cu pâine, cu apă și cu carne o perioadă, iar după aceea a trecut doar pe pâine și apă. Trei ani și jumătate, un regim destul de sărac în varietate... Uh, Culinară, nu? Și n-a murit domne. n-a murit Ilie A mâncat pâine, carne și a băut apă Și multă vreme a mâncat doar pâine și a băut apă Și nu a avut nici deficit caloric N-a avut nici dezechilibre uh, hormonale N-a avut nici uh, inaniție N-a avut nimic de genul ăsta Atâta ne temem că o să murim de foame, atâta ne temem că o să. Nu știu ce se întâmple cu noi, că o să murim, domnule, o să murim, tot asta ni se spune că o să murim și ce dacă o să murim? Mare lucru! Uite că nu mori, poți să trăiești, treia și ceva, cu pâine și apă. Este foarte simplu, organismul ăsta se adaptează la condiții extreme, trece în creier comanda, ești pe supraviețuire și gata, organismul se obișnuiește cu condițiile noi și austere. Și când revine la traiul normal, se adaptează, își ia ceea ce trebuie și gata. Prea mare caz am făcut din supraviețuire și am sacrificat adevărul de dragul supraviețuirii. Chiar spunea Brâncuș, de dragul supraviețuirii, uităm de miracolul ăsta al vieții stupid asta, nevoie de supraviețuire și de siguranță, ne face să trăim ca niște roboți, ca niște oameni vânduți, cu suflet, cu spirit, cu tot. Ilie n-a fost așa. S-a încrezut în Dumnezeu și a spus adevărul și chiar dacă a trebuit să sufere și să plece din țara lui, să trăiască ca un infractor, pe urmele căruia s-au pus toate serviciile secrete ale lui Ahab și ale Izabelei, doar pentru ca săvârșit infracțiunea de a-i fi credincios lui Dumnezeu, de a gândi și de a spune adevărul. Asta au fost suficiente ca să îl pună pe lista urmăriților generali și pe lista oamenilor periculoși pentru societate. Și trei ani și jumătate n-au încetat să-l caute peste tot, în toate împărățiile vecine. Și punea să jure, bă, l-ați văzut pe criminalul ăsta, pe omul ăsta periculos, care poartă o manta de păr, de cămilă și care umblă de aici colo și predică cuvântul lui Dumnezeu și care N-are altceva de făcut decât să spună adevărul pe omul ăsta periculos pentru toată împărăția. L-ați văzut pe undeva că trebuie să-l omorâm. Dacă scăpăm de ăsta, suntem cei mai fericiți. Nimic nou sub soare. Bineînțeles că n-au avut succes. Ilie pleca. Ba într-o parte, ba într-alta. O perioadă asta lângă pârâul cherit. Și după aceea, când pârâul a secat, Dumnezeu a zis, du-te, în țara care este bastionul închinării la bal. Este ironia lui Dumnezeu. Du-te în Sarepta Sidonului și acolo voi găsi o văduvă săracă. Ea te va hrăni în toată perioada asta de foamete și de criză alimentară. Și a ajuns acolo... Elie, frumos, a spus, uite, sunt omul lui Dumnezeu, da, am înțeles, uite, mai am încă o porție de făină ca să fac o porție de turte pentru mine și pentru fiul meu, o să mâncăm și o să murim. Și le-a zis, da, așa ar fi scenariul normal, dar eu sunt omul lui Dumnezeu și spun, du-te, pregătește mai întâi mie, o să mănânc eu, după aia Dumnezeu va face să nu se împuțineze făina și uleiul Până când va da Dumnezeu ploaie pe fața pământului. Și femeia l-a crezut, s-a dus, i-a făcut turte, i-a mâncat și Dumnezeu a binecuvântat-o, în fiecare zi mai era doar de o porție, doar de o porție, doar de o porție. Și, în felul ăsta, a supraviețuit foametei. Au venit și alte încercări, a murit fiul, femei și, bineînțeles, că teama și superstiția din sufletul ei s-au uh, dat pe față și a zis, ce am eu a face cu tine, omule, al lui Dumnezeu? Când se întâmplă o nenorocire la care nu avem explicație, recurgem la superstiții, la credințe instalate în sufletul nostru. Și a zis, ce-mi o face cu tine om, al lui Dumnezeu? Ai venit aici să-i aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirile mele. Și Ilie îi se roagă lui Dumnezeu și zice, o, Doamne chiar așa să ne pe o necăjești pe femeie asta, să-i omori fiul la care am fost bine primit aici, uite, mi-a dat de mâncare, mi-a dat tot ce trebuie ca să supraviețuiesc. Doamne, fă ceva. Și într-adevăr, fiul femeii a înviat. Și după această înviere, femeia spune, știu, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. De ce? Este o mare diferență între a Predica și a rosti adevărul, poți să ai 100% dreptate, dar dacă nu îl trăiești, adevărul acela nu are nicio putere. Repet, poți să rostești adevărul și cuvinte adevărate, și dacă tu nu trăiești adevărul acela în viața ta, adevărul nu are nicio putere. Poți să fii specialist în parenting și să n-ai copii. Poți să fii specialist în parenting și să-ți crească copiii alții și tu să le dai sfaturi cum să fii calm, cum să fii liniștit, să nu strigi la copilul tău, vai de mine, dar cum? Și nu știi ce este în pielea unui părinte care stă toată ziua cu copilul, care mai are și, eu știu, de alergat după pâinea aceea de toate zilele. Nu știi ce înseamnă să ai trei copii, nu știi ce înseamnă Bătăile astea de cap pe care le are un părinte care se luptă cu viața. Și e simplu să dai sfaturi floare la ureche. Poți să fii zen, poți să fii extraordinar de calm, pentru că ție îți cresc copiii bonele. N-ai nicio problemă cu treaba asta. Și uh, poți să fii foarte calm și liniștit. da uh, Poți să fii expert în teologie, dar să nu trăiești ceea ce... Ai studiat, mi-aduc aminte, eram student în seminar și <coughs> a venit un profesor și ne zicea așa de bine despre Vechiul Testament, dar un coleg mai trăznit la cap, așa, l-a întrebat, domnule profesor, spuneți-i și nouă, cum este timpul dumneavoastră de devoțiune cu Dumnezeu? La care omul foarte sincer, dacă era român, sigur, începea să înflorească și să zică, și ver și uscate și păi pe și pe dincolo, dar nu, ăsta era american, Și era. Ce e în gușă și în căpușă. Și a zis: N-am timp de așa ceva. Dacă noi ne-am blocat cum? Adică, n-aveți timp de Dumnezeu, de rugăciune, de studiu Bibliei? Nu. Deci eu studiez istorie, arheologie, fac exegeză pe text, dar n-am timp de studiu personal. Și de rugăciune. Înțelegeți? E foarte ciudat. Da, poți să fii. Medic, să spui altora ce să facă și tu să nu faci lucrul ăsta și așa mai departe. Dar femeia asta a spus despre Ilie niște lucruri extraordinare. Versetul 24 din capitolul 17, 1, împărați. Femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Trăiești ceea ce spune Dumnezeu, spui ceea ce trebuie, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, ești om al lui Dumnezeu. Dacă nu, ești un mincinos ca toți ceilalți. Pentru că degeaba spui una și faci alta. Da? A venit și vremea ca Elie să se înfățișeze în fața mincinoșilor oficiali. Începând de la împărat, preoți, toți cei care îi manipulau și suceau de minți pe cei din popor, și ceilalți credincioși docili prostiți. Da? Astea sunt categoriile care nu s-au schimbat nici astăzi. Și Ilie a să stea în fața tuturor mincinoșilor și să le spună, mă băieți, când vă vine mintea la cap? De ce vreți să șchiopătați de ambele picioare, să mergeți șchiopi? Ori cu Dumnezeu, ori cu Bal, nu merge și și. A, ah, stai să vedem, explicații, filosofie, nu. Ori Dumnezeu, ori Bal. Și așa este la fel de simplu și astăzi. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu diavolul. N-ai cum. Și în politică, și în economie, și în religie, și peste tot. Este alb și negru. N-ai cum să le dai la întors. Și când vezi discursuri din astea în care se despică firul în patru și în care stai să îi mulțumim și pe unii și pe alții, n-ai cum să îi mulțumești și pe unii și pe alții. Ori, ori Și Ilie a venit în fața lor și în prima dată s-a întâlnit cu împăratul, șeful mincinoșilor, care spune, tu ești acela care ne norocești pe Israel. Dacă n-ai existat tu cu mărturia ta să spui cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, tot ar fi ok. Ești mare dușman dacă gândești și dacă spui adevărul. Dar Ilie, N-a zis, da, să trăiți. O, oh, știți, îmi pare rău. Îmi cer scuze, Maria ta. Știți, îmi pare atât de rău de declarațiile care v-au ofensat. Cam așa sunt pastore și preoții lămâiori de astăzi. Atâta se pleacă și atâta se văicăresc în fața unor păcătoși care au nevoie de mustrare și cărora le trebuie spus adevărul în față. Băi, ești hoț, ești mincinos, ești tâlhar. N-ai cum să, să îndulcești adevărul. Dacă ăla este hoț și dacă este mincinos, să-i spui lucrul ăsta în față. Oricine ar fi, nu contează. Dar unde sunt oamenii ăștia? Ca să le spună, când se duce la spovedanie sau la duhovnic, să-i spună, bă, hoțule, te bate Dumnezeu, mă. Ori schimb legea aia nedreaptă, ori dacă nu ia o de la mântuire. Păi dacă tu îl perii și spui, a, lasă, nu-i nicio problemă, dacă mai faci tu o donație la biserică și dacă ne mai dai o lege care ne favorizează, lasă că deschidem noi porțile raiului pentru tine. Aburel și minciuni! Pentru că Dumnezeu nu este om și nu-i se iau ochii cu niște mătăni și cu niște ritualuri prostești inventate de oameni. N-ai cum să faci lucrul ăsta. Dumnezeu este Dumnezeu și nu poate fi păcălit. Dacă ar fi oamenii ca Ilie astăzi, în ce lume am trăit? Nu e un pe Israel, ci tu și casa Tatălui tău fiindcă că ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după bani. Ori de câte ori se părăsesc poruncile Domnului, țara o duce rău. Și uitați-vă unde se părăsesc poruncile Domnului, cum o ducem. Uitați-vă la la lumea noastră civilizată unde se părăsesc poruncile Domnului, e vai șamar de societate. Tot au vorbit împotriva familiei. Ei, acum scade natalitatea și nu are cine să le mai plătească pensiile la, la zbârciția aia occidentali. Și acum, bă, de unde să ducem? De la proștii din Est-Europa și de la africani și de la... Bă, ăștia care încă mai cred în familie, să muncească și să le plătească taxele și cheltuielile. Pentru că ăștia sunt atât de civilizați, nici copiii nu mai fac, maxim unul, dacă mai fac și pe ăla, și sunt atât de, de, elevați că n-au nevoie nici de familie, așa cum a lăsat Dumnezeu, i-a apucat alte nebunii acum, și să trezesc că să ruinează societatea, să duce totul de râpă. Dumnezeu a zis să nu ucizi. Și asistăm la niște pogromuri și la niște ucidere în masă și cu războaiele și cu toate astea care se întâmplă în jurul nostru. Dumnezeu a zis să nu minți și ăștia mint de îngheața apele și crapă tot în jurul lor. Și am asistat la o tiradă de minciuni autorizate, doi ani și ceva și mai asistăm și în continuare. Dumnezeu zice să nu furi și ăștia fură cu miliardele și bagă mâna în buzunarul oamenilor. Bineînțeles că, că e din banii statului. Statul nu există, dragii mei. Și nu sunt un anarhist. Ce este statul? Dați voi definiția. Că statul, du-te să plătești amenzile, du-te să plătești impozite, să vezi cât stai acolo. Și vezi cât au crescut, cât au crescut salariile oamenilor și cât au crescut indemnizațiile lor. Și atunci vezi ce este statul. Să nu furi. Nici ca borfaș, nici ca hoț de lux care îți dai legi în favoarea ta. Tot furt este și ăla, chiar dacă ai o lege în față care zice, domnule, e legal. Nu e legal. Conform legii lui Dumnezeu, nedreptatea este infracțiune. Dacă e parau văduvei și dacă ei de la sărac și de la orfan și asupre și pui un juc de fier pe grumazul oamenilor, ești hoț, ești tâlhar. Nu contează că ești Ahab, că ești Izabela, că ești funcționar public pe nu știu unde. Nu contează. Biblia te numește tot hoț și infractor de lux. Ilie a avut curajul ăsta să spună Dragă împărate, nu eu nenorocesc pe Israel că pun adevărul în față, ci tu și casa tatălui tău și toți mâncăi ăia 850 care spală la creier tot poporul adu-i pe Carmel în fața lui Dumnezeu. Și bineînțeles, așa s-a întâmplat. Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să-și chiopătați de ambele picioare. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el, iar dacă este bal, mergeți după bal. Poporul nu i-a răspuns nimic, normal. Masă manipulabilă. Să vedem unde bate ceasul, într-o parte sau în alta. Și ne înclinăm ori într-o parte, ori într-alta. Și au așteptat. Și au strigat ăștia. Și au început cu minciunile, cu tehnicile lor de manipulare. Nimic. Zero. Eficiență zero. Și Ilie adresa altarului Dumnezeu. A pus acolo juncul. I-a pus să toarne 12 vedre de apă. S-a rugat lui Dumnezeu o rugăciune de câteva secunde și spune cuvântul că focul a mistuit și pietrele și pământul care era sub altar și lemnele și tot și jertfa. Asta înseamnă eficiență. Asta înseamnă să stai de partea adevărului. Adevărul întotdeauna este eficient. Dacă este respectat și o țară care se ghidează după principiile lui Dumnezeu și ale dreptății, n-are cum să o ducă rău. Dacă nu mai ai tu hoți, dacă nu mai ai tu mincinoși, dacă nu mai ai tu curvari, dacă nu mai ai toți acești oameni care sug sângele poporului, păi cum să o ducă rău țara aia? E vis, e rai! Însă acolo unde domnește minciuna, nu are cum să meargă bine. Ilie a făcut această rugăciune și Dumnezeu a împlinit cererea lui. Oh, toată lumea, da, Dumnezeu este Dumnezeul adevărat. Puneți mâna pe mincinoși, terminați cu ei și am zice happy end. Însă nu este așa. Adevărul nu persistă mult în inima gloatelor fără principii și fără conștiință. Vor mulți dreptate, adevăr, dar prea puțin doresc să plătească prețul pentru dreptate și adevăr. Pentru un pum de linte, pentru o factură subvenționată de stat, pentru un QR cu care să intri în mall să faci cumpărături, Oamenii își vând libertatea ca să călătorească pe nu știu unde. Chiar acum am auzit o, o aberație. Cineva vrea să se injecteze doar ca să meargă în mult dorita America. Păi zic, dar s-a dus pandemia, s-a dus obligativitatea asta numai pentru ca să mergi acolo, că ăștia încuiați la cap, să-ți sacrifici sănătatea. Nu, zice, nu, Poți să merg în America. Să mergi în America, să sacrifici sănătatea, te expui la riscuri de ce? Pentru că nu valorează pentru tine aceste principii, acest adevăr și ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. Și oamenii se vând pentru puțin, pentru foarte puțin. Cât a persistat adevărul în mintea și în inima acestor oameni care au văzut coborându-se foc din cer, până când au urlat tante Izabela mai tare și a zis, Ce! Trebuia omorât acolo, după el, toată garda regală. Prindeți-l că ăsta este pericol public. Și toată lumea s-a răsucit și s-a schimbat și a zis, bă, da, un... da, da, de fapt, da, de fapt, noi așa gândeam. Ăștia suntem noi. Cum de l-am lăsat să scape? pe zăpăcitul ăsta de profeta lui Dumnezeu, care ne spune nouă că noi suntem păcătoși și că noi suntem greșiți. După el! Nu persistă adevărul în mintea gloatelor, nici n-au nevoie de adevăr. Știți când au nevoie de adevăr? Atunci când îi strânge stomacul și atunci când nu mai pot răbda. Dar oamenii mai nou, la cât sunt de de televizor, rabdă foarte multe. Și dacă au loc la o vacanță și dacă pot să-și umple cărucioarele la supermarket și dacă pot să aibă anumite facilități care le dau impresia că sunt liberi, stau liniștiți, nu au nicio treabă, niciun stres cu, cu chestia asta. Ce libertăți, ce drepturi, la ce? Stomacul o să fie plin, dacă e plin, e în regulă. Când a văzut atitudinea aceasta, nu e de mirare că Ilie a intrat într-o descurajare și într-o depresie foarte puternică. Și domne, zis, Doamne, mai bine să mor. Vorba lui Petre Țuțea, Păi dar am suferit 13-14 ani de pușcărie pentru un popor de idioți. Pentru cine m-am dus eu și m-am sacrificat 3 ani și jumătate să rap de foame și să trăiesc doar cu pâine și apă? Pentru cine am fost prigonit atâta vreme? Pentru un popor nerecunoscător care uită de la mână până la gură minunile lui Dumnezeu și care este adevărul? Doamne, mai bine să mor, că nu sunt mai bun decât părinții mei. Ce am adus eu plus valoare la poporul tău? Și într-adevăr, Ilie a fost foarte supărat, pentru că a văzut că tot sacrificiul lui, toată jertfa lui, a fost egală cu zero. Și dacă ne uităm în istorie, dragii mei, și în istoria noastră și a popoarelor, Oamenii și-au dat sângele pentru libertate, pentru drepturi, ca să fie bine generațiilor viitoare. Și când văd cât de ușor renunță oamenii la drepturi și la libertăți, pentru niște nimicuri, pur și simplu mă cutremur. Nu e de mirare că toți acești vânduți diavolului. Au succes în lumea aceasta și vor avea. Vă spun eu, bazat pe profeție, vor avea pentru că oamenii care poartă chipul fiarei sunt oameni spălați la cap și la minte. Nu mai au putere să spună nu, nu mai au putere să se împotrivească. Zic doar, da să trăiți și așteptați să vedeți ce generații de imbecili urmează pe bandă rulantă să se nască. Au inventat acum fabrici de bebeluși. Am văzut o știre, m-am cutremurat și am zis, Doamne, până când mai îngădui nemernicia și nelegiuirea asta a oamenilor și încumetarea lor? Fabrici care pot să, să scoată pe bandă rulantă bebeluși crescuți în uter artificial de cristal. Da, și vă dați seama ce sensibilitate vor avea acești bebeluși care nu știu cine e tasul, cine e mamă sa, care nu știu ce este aia afecțiune, care nu știu ce este aia mamă care să-l ia în brațe și tată care să îl țină de mână și să-l ghideze și să-i spună lucrurile și să-l învețe. Păi ăștia o să fie niște criminale în serie, niște alienați, niște roboți la mintea unor oameni conduși direct de cel rău, de diavolul. Ce urmează? Dacă oamenii se mai joacă atât de mult cu genetica și cu materialul lăsat de Dumnezeu, dezastru! Spune cuvântul lui Dumnezeu că Ilie s-a descurajat și a zis, Doamne, pentru ce m-am sacrificat eu atât? Mai bine să mor, mai bine să, să nu mai fiu, să nu văd ce se alege de poporul tău. Dar îmi place foarte mult Dumnezeu că în momentul ăsta de descurajare. Îi se arată un vânt puternic, vede un cutremur de pământ și vede un vârtej de foc. Dumnezeu nu era niciunul dintre ele, deși poate să se manifeste și în felul acesta. Și vorbește în sus și subțire, Ilie, ce faci tu aici? Care e misiunea ta? Nu te-am pus să-i pocăiești pe oamenii ăștia avem exemplele lui Noe și a tuturor martorilor lui Dumnezeu. Ei nu au fost puși acolo să-i pocăiască pe oameni. Da, adevărul trebuie predicat și cei care au urechi să audă, se pocăie, se întorc la Dumnezeu. Dar alegerea oamenilor nu este treaba noastră. Dumnezeu spune, predică adevărul. Spune adevărul. Apără adevărul. Restul e problema lor cu mine. Dacă aleg adevărul, vor trăi, dacă aleg minciuna, vor muri. Ilie, mai am niște misiuni pentru tine, din care n-am mai putut să îndeplinească decât una, să lungă pe Elisei ca profet. Și după aceea Dumnezeu l-a luat la cer. Am zice că misiunea lui Ilie este una ratată. Nu, nu este una ratată este una împlinită. Pentru că Ilie a fost chemat să fie martor, nu să mântuiască lumea sau să-i pocăiască pe oameni. Poate că sună ciudat ceea ce spun, însă ideea asta de mântuire universală, că Dumnezeu iubește în ciuda nelegiuirii, este falsă. Dumnezeu iubește pe păcătos. Dumnezeu iartă orice păcat posibil, Însă când omul se îndrăgește împotriva lui și luptă împotriva lui Dumnezeu și adevărului, Dumnezeul de dă la o parte, cât ai zice pește? Și vreau să înțelegem, dragii mei, că aici nu e de joacă cu Dumnezeu și cu adevărul. Dacă eu spun minciuni, voi arde. Dacă tu spui și crezi minciuni, vei arde dacă politicienii, oamenii religioși, oameni de rând, cred și spun minciuni, vor arde. Ăsta este adevărul. Citiți-vă o carte, Apocalipsei, în care se spune că nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Fie că ești politician, fie că ești om religios, fie că ești jurnalist, fie că ești ziarist, nu contează ce ești. Trăiești și spui minciuni, nu vezi raiul lui Dumnezeu. Este clar. Asta este prețul adevărului. Ilie a fost luat la cer și a rămas ca un simbol în istorie. Biblia vorbește despre trei Ilie. Unul despre care am vorbit acum, al doilea este Ioan Botezătorul pe care menționează Mântuitorul ca fiind al doilea Ilie. Și în cartea lui Maleahi se vorbește despre al treilea Ilie, care va veni în vremea sfârșitului ca să trezească omenirea și să aducă înapoi pe oameni la Dumnezeu, să le predice adevărul, nefiind influențat de nimic, ci doar de dragostea pentru Dumnezeu și pentru acest adevăr. Unde sunt oamenii care iubesc pe Dumnezeu? Unde sunt oamenii care iubesc adevărul? Suntem, în epoca asta noastră, într-un adevărat război împotriva martorilor pentru adevăr. Nu-i deranjează pe ăștia de pe rețelele de socializare, dacă ești vulgar, dacă în înjuri. Din două cuvinte sunt trei înjurături. Nu i deranjează chestia asta, decât în cazuri extreme. Dacă ești cine știe ce personalitate. Chiar am reclamat niște comentarii care erau și violente și vulgare și așa mai departe. Credeți că am avut vreun feedback din partea celor de la Facebook? Nu, Ce comentariul ăsta nu deranjează comunitatea noastră. În schimb, dacă am făcut un articol sau o postare care vorbește împotriva minciunii și a manipulării, Imediat am primit o grămadă de avertismente, mi s-a blocat contul o zi, două. Deci despre ce vorbim aici? Și poate că sunt mulți care au pățit așa. Și acum americanii vor să cumpere TikTok-ul. Știți că îi deranjează că este prea mare libertate acolo. Bă, ori îl cumpărăm noi, ori desfințați-l, pentru că ne deranjează prea mult. Oamenii sunt prea libere acolo să spună ce vor. Bineînțeles că și multe prostii. Dar sunt și multe adevăruri care încă Dumnezeu le ține să apară acolo, să demaște minciuna, demagogia și ceea ce circulă în spațiul politic și în lumea noastră. Și sunt deranjați. Vor să desfințeze și acest canal prin care se spun anumite adevăruri fără perdea. Războiul împotriva martorilor a început. Și în cartea Apocalipsei, la capitolul 12, ni se spune că după ce balaurul a fost aruncat pe pământ de către Dumnezeu, s-a apucat să facă război cu femeia, care reprezintă atât iudaismul cât și urmașii lui Hristos, să o urmărească pe cei care apără adevărul, pe cei care sunt de partea lui Dumnezeu, pe cei care nu suportă minciuna, și spune cuvântul că diavolul s-a coborât cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul unde este hrănit o vreme, două vreme și jumătate unei vreme, departe de fața șarpelui, biserica din pustie, în timpul evului mediu, dragii mei, 1260 de ani. Adevărul a fost sub obroc și oamenii au trebuit să plătească scump pentru adevăr. Astăzi se umflă un cont, a închis gura. Numai Dumnezeu știe câți bani au luat unii în perioada asta ca să tacă din gură sau să vorbească minciuni și prostii. Numai Dumnezeu știe cât au luat. Apoi, și să știți că astea nu sunt insinuări. Șarpele zice aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca să o ia râul. Apele în profeție înseamnă noroade, mulțimi, gloate, dar înseamnă și înșelăciune, minciună, multă minciună, pentru că el este tatăl minciunii. Și rostește minciuni pe bandă rulantă. Este specialitatea lui. Dezinformarea, denigrarea, minciuna manipularea. Limbajul politic, limbajul dubios, ca, cameleonic. Toate sunt specialitatea lui. Și aici joacă cel mai bine. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Dacă nevul mediu balaurul doar a urmărit femeia și a fost dezastru, gândiți-vă ce se va întâmpla în perioada aceasta a sfârșitului, când balaurul declară război femeii și rămășiței credincioase a lui Dumnezeu. Atunci te mai ascundeai prin păduri, pe nu știu unde, puteai să faci anumite lucruri pentru că nu era tirania asta digitală și monitorizarea peste tot. Dar astăzi nu mai poți să miști un ac fără să fii spionat. Te poate spiona și prin televizor, și prin telefon, și prin chipuri, și prin tot. Ești monitorizat, localizat peste tot, din satelit, în instituțiile publice, în orașe, când ești în orașe, gata, s-a terminat. Bine, nu vreau să devin paranoic, să credeți că mi-e frică de treaba asta. Nu, mi-e frică de nimic, pentru că n-am nimic de ascuns. Însă, cu ajutorul acestei tehnologii, de ce vrea tanti Ursula să ne cipeze pe toți? E prioritate, number one, tehnologie și să ne injecteze cu cipuri. Sunt declarații publice, puteți să le urmăriți. Nu vorbesc aici teoria ale conspirației. De ce vor asta? Ca să ne aibă în evidență, să știm unde suntem, 24 din 24. Să știe de tine, să te poată controla, să te poată suci de minte, să te poată manipula. Și urmează. Și tirania aceasta financiară, în care nu vei putea să cumperi și să vinzi. Ați auzit de CBDC, da? de Central Bank, Digital Currency, adică de moneda digitală a băncii centrale. Asta când se bagă, dragii mei, când se pune pe piață și se scoate cash-ul, vor putea să facă absolut ce vor cu tine. Sunt declarații publice și astea, nu sunt abureli. Puteți să urmăriți și declarații de domnului Piperea și a unor oameni care încă mai gândesc și spun adevărul. Când moneda tipărită și cea de metal vor dispărea, vor putea să facă ce vor cu noi. Asta este democrația și libertatea pe care ne-o promit acești globaliști vânduți diavolului, potrivit profeției, nu că spun eu. Pentru că numai o minte diabolică poate să conceapă un asemenea sistem prin care oamenii să fie înrobiți. Însă, pe de altă parte, toți acești oameni conduși de diavolul direct, cu sfătuitori spiritiști, sunt conduși direct de cel rău, dar împlinesc Planul lui Dumnezeu. Așa că toți aceștia care nu vor să facă voia lui Dumnezeu în bine, o împlinesc în rău. Fiți atenți ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 17 cu versetul 17. Țineți minte, Apocalipsa 17 cu versetul 17 vorbește despre cei care s-au vândut fiarei, au semnul fiarei, se închină fiarei și despre cei care împlinesc planul diavolului, da? dar care împlinesc profețiile lui Dumnezeu. Diavolul a fost condiționat să meargă doar într-o anumită matcă. Și el nu poate să acționeze decât atunci când îi dă voie Dumnezeu pentru ca lumea să se decidă între bine și rău. Să facă voia lui Dumnezeu și voia satanei. Cei slabi de îngeri și manipulabili, cei care își vând principiile și valorile, vor fi de partea diavolului, iar ceilalți de partea lui Dumnezeu. Versetul 17. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să aducă la îndeplinire planul lui. Să se învoiască pe deplin, să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, fiți atenți, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Observați, trebuie să ai o singură calitate, că ești demnitar, că ești președinte, că ești, nu contează, să fii docil. Dacă ești docil, poți să fii făcut și repede, cu diplome din astea făcute la apel de seară. Plagiate, furate, depăști imediat primești decorații pentru trădare, imediat te îmbracă în strălucire și îți dă față. Dacă ești supus, dacă dai fiarei puterea și stăpânirea, și mintea, și sufletul, și conștiința ta. Dacă rămâi de partea lui Dumnezeu și de partea Adevărului, vei avea de suferit. Însă, vestea bună este că toți aceia care îl urmează pe miel, potrivit celui capitol 17, vor fi biruitori. Spune așa, versetul 14. Ei, adică toți aceia, acoliții diavolului și fiara, da? se vor război cu mielul, adică cu Isus Hristos. Dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea, îi vor birui oricât de mare ar fi alianțele și oricât de strălucitoare tresele pe umăr și decorații păstă decorații, nu contează, dragii mei. Sunt egale cu zero când e vorba de luptă împotriva lui Dumnezeu. Asta este marea păcăleală a diavolului. Ești de partea mea, îți dau lume, bogății, influență, putere, tot, 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 tot. îți pun pe masă, pe tavă. Doar trebuie să-ți vin sufletul și valorile. Însă, aici este înșelăciunea. Te poziționezi în partea perdanților. Pentru că, așa cum are obiceiul Dumnezeu să facă ironii, mielul va birui fiarele și pe balaur. Mielul și cei ce-l urmează vor fi biruitori. Așa că, orice s-ar întâmpla în lumea noastră, oricât de multe conspirații ar fi, oricât de mulți oameni conduși de diavolul direct ar fi, oricât de multe alianțe militare și politice s-ar face, oricât de multă persecuție și oricât de multă nedreptate s-ar înmulți în lumea noastră, tot cei care stau lângă Dumnezeu și lângă Cuvântul Său și lângă Adevăr vor ieși viruitori. Cei care plătesc prețul adevărului. Vor fi cu Dumnezeu. Cei care iubesc ceea ce spune Dumnezeu și predică ceea ce spune Dumnezeu și nu se lasă influențați sau cumpărați de acadele și surcele, vor sta cu mielul în împărăția lui. Păi credeți că vor sta turnătorii, toți mincinoșii și toți certăreții și ăștia care fac războaie lângă tronul lui Dumnezeu, n-au cum să stea acolo pentru că sunt fii diavolului lângă Dumnezeu și lângă tronul Lui vor sta aceia care s-au sacrificat pentru adevăr și aceia care au luptat pentru adevăr și aceia care au suferit pentru adevăr și aceia care au plătit prețul adevărului. Spune în capitolul 7 din Cartea Apocalipsei că Ioan a văzut o categorie de oameni pe care n-a știut de unde să ia. Și a zis, Doamne, cine să-și te îmbrăcați în haine, în haine albe? Și el a zis, Doamne, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujez zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, înseamnă că trec și prin foamete. Nu le va mai fi sete, înseamnă că le va fi și sete. Nu-i va mai dogorâ nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Aștia vor fi mântuiți. Nu turnătorii, nu cei din serviciile care subjugă populația și o manipulează și o suces de cap. Nu! Nu exploatatorii, nu hoții, nu mincinoșii, nu cei care își vând sufletul, nu oamenii docili care și-au vândut mintea și nu mai au capacitate să spună da și nu și să apere adevărul. Nu, că și, ei o vină prin pasivitate, că nu se implică. Nu, ci aceia care au fost combatanți în lupta dintre adevăr și minciună. Aceia vor sta lângă Dumnezeu. Acesta este prețul adevărului, dragii mei. Și mă rog lui Dumnezeu, ca eu, împreună cu tine, să ne înălțăm la înălțimea chemării pe care ne-a dat-o Dumnezeu, de a nu face de rușine adevărul și cauza lui Dumnezeu. Asta este provocarea pentru mine și pentru tine. Nu să supraviețuiesc, nu să nu mor de foame, nu să supraviețuiesc unei pandemii. Nu să trăiesc cu orice chip vânzându-mi principiile, ci să trăiesc pentru adevăr, să fiu fericit, să fiu martorul lui Dumnezeu. Să am acea putere de a spune nu când toți spun da. Să am dorința de a predica adevărul chiar dacă toți ceilalți predică altfel. Să am dorința de a-l urma pe Dumnezeu și de a le duce oamenilor vestea asta bună că Dumnezeu eliberează, că Evanghelia eliberează conștiința, că adevărul te face slobod și de păcat și te face slobod și în împărăția lui Dumnezeu. Prețul adevărului este plătit de prea puțini. Din nefericire, majoritatea își vor vinde sufletul și vor fi ca nisipul mării, zice Ioan. Mulți chemați puțini aleși, mulți pierduți în comparație cu cei mântuiți. De ce? Pentru că oamenii nu suportă foamea, frigul, setea, privațiunile, sărăcia și toate acele greutăți pe care trebuie să le îndure dacă aleg adevărul. Aleg mai degrabă un trai ușor, o viață frumoasă fără probleme, fără bătăi de cap și vând adevărul. Lui Dumnezeu. Tu ce faci cu adevărul? Ce faci cu aceste comori pe care Dumnezeu le-a lăsat în Cuvântul Său? Ce faci cu dreptatea? Le vinzi la tarabă pentru ca să apari la un show în care ai milioane de vizualizări sau ca să uh, îți vinzi sufletul acolo, să primești niște bani? Pentru asta vinzi adevărul și mântuirea. Dacă asta faci, asta vei primi. Dumnezeu să ne ajute, dragul meu, ca în această bătălie dintre bine și rău să fim dispuși să plătim prețul adevărului. Doar în felul acesta vom putea fi fericiți și în viața aceasta și în viața viitoare. Pentru că spune Apocalipsa 14 că zi și noapte cei care slujesc fiarei n-au odihnă, nu vor fi fericiți. Doar cei care rămân lângă Dumnezeu și care au răbdare de fier vor putea să fie biruitori, să aibă o conștiință împăcată și în viața asta și să se bucure de răsplata lui Dumnezeu în viața viitoare.